Cidență sau nu, chiar în ziua anunții lui Pepe, Oana Zevoranu a postat pe Facebook un mesaj care lasă loc de speculații. Bruneta a dat de înțeles că este foarte fericită cu viața pe care o are, chiar dacă nimeni n-a pus la îndoială asta și a mai făcut o precizare, nu mai crede în basme nemuritoare. Însă cine mai crede la cine să o fi referit? Pepe și Ioana s-au căsătorit în secret în 2006. Iubirea lor a fost pătimașă, dar după 5 ani au divorțat. Ieri Pepe a dus opera Luca la altar, iar fosta lui soție se pare că nu a rămas indiferentă la povestea lor de iubire. Fericirea este minunată atunci când vine din adâncul sufletului. Mie milă de cine crede încă în basme nemuritoare, când în spate e doar minciună, fățărnicie, mizerie și falsă fericire sau bogăție. Mesajul a fost interpretat imediat de prietenii virtuali ale Ioanei ca fiind adresat celor doi miri, Pepe și Raluca. În postarea sa, Bruneta ține să precizeze și care este starea sa de spirit. Sunt iubită, răsfățată, alintată și adorată de cine vreau eu. Nu pozez, nu râd fals la camere, nu afișez o opulență de împrumut. Unul dintre motivele pentru care Pepe s-a despărțit de Ioana a fost dorința artistului de a avea un copil pe care Bruneta nu a împărtășit.